Așa, nu-i fac chestii, faci tu, dar nu... Lucrăm pentru că trebuie să lucrăm. Când ați șipă gaz, poate și alte condiții. Dar muncă, nu avem încă flori pe fereastră, nu avem încă... Dar cred că ați fi vremea așa să șipă și flori pe fereastră, dacă și gaz. Că așa cu gaz, îmblăm în halate albe, dar noi îmblăm în negru. Acum e ca așa lui ea? Are și flacără puternică, dar mica asta are, dar se vede de acolo că ăla. El arde. E bune lucruri. Față de cum au fost cele care de cu ani în urmă, stare bune. Astea cum n-aș fi automat, Europa. Au fost 6 până a scoat pe este le-au scos. Aici tot a fost catiolă. Da, că atunci îngherau cum era. Erau 6, nu i-au închis. Acolo 4 le-au scat la urmă. O să curăță de 23 ori pe sut, că se scoate șlacul. De aici o dată în sut, că se scoate. Cu multe medii. Dacă e electronic, s-a pornit, s-a oprit, la acolo trebuie 5 minute să lucrezi ventilatorul, oprește, capetare. Singur sporește, singur sporește. De aici singur sporește, singur sporește. Nu mă pune cu și când vine vreme, dăm la curăță, dar e și e lucru cu răspundere. E permanent și aici să nu fac și ceva, pot să bucnească și ceva, pot să întâmpl și ceva. Asta e bombă medlenă destie. Dar ce să facem? Nevoile te fac să reziști. Unde sunt și în altă? Vrei le afli? Da, vrei le afli. Trebuie să mergi și tăi. Nu e așa de ușor, dar n-ai ce fac. La gaz nu mai trăgem mai nădejde, că gazul e departe, deci nu ajungem de gaz la noi. E clar că la gaz, cu multe mei ușor, cu multe mei ghiri. Trebuie să o știm noi singuri, că trebuie și în postoiană atenți. Și ava cu schimbat un șum, și ava îndată controlez, să vezi și de ca un motor, dacă s-a oprit și nu lucrează, ceva, gata, îndată de complicații. În 36 ani cam sunt ei oameni să schimbe. Ca să fie altul și în nădejdea lui poți să fac bătrăsnai și ceva. Dar aici sunt 400 ceva de copii, dacă au ieșit ceva din stoi la mijlocul iernii, cine se încălzați pe ei? E că cum are la atâta ani, vărsa altul, știi? Le dăm un pasul, sunit vedic și ceva s-a întâmplat. Da. Păi, am sunit, ceva și ceva, o să încălzi să știi. Altfel sună, altfel îi lucrează motorul și a vândat sus el. Primul rând aici trebuie și pregătit iarnă, catiene și cumpărat și bucătărie. Ca să... Da. Se întâmplă ceva, a este primele care căldură și mâncare. Restul mai terpește. Înainte aici erau 6, 8 cătioale erau. Un nu pute pe două, îi dam 3. Dacă vine vremea, și 4 aprindea. Dar erau tăti încet cu piesele pe dâns legate, practic nu mai erau, nu aveai de unde cata să schimbi. Da, și ierni erau mai. Dar și ierni erau înainte, nu? Este la noi, e ca primăvară, iarna. Era 29, 31 de grade. Îngheța pe afară, rotit, pe genului. Fost greu. Am urea că și iarna ține cu noi. Parcă nu e așa cum. Thank you.
cam atât ai. 2 ore. Iar? O oră, două, de fapt, depinde cum arde, de fapt. Aici să nu spunem că asta s-a oprit și mai are întrânsă. Să nu cred că nu punem. Și de cărbun depinde mult. Pui bun, prinești bun. Pui rău. Mult stres, că cadem pe cicar, cadem acolo, dar nu e lucru așa care gândesc, e așa de ușor aici. Așa au fost niște ani, că numai de aia, că deschidem ușile și potocul ăsta de aer rea și se făcea ca așa, de ușa și aia numai câte, în sus nu stăia nimic. O viteză și cei își azbrăvei balopeți, ieșeai înapoi. Nu erau ferestre, nu era nimic, tot era distrus, tot era... Da. Ți-ți place curățenie? Lui îi place curățenie la noi. Vârf, foc, o leacă l-ai înroșit, oprește, tot așa. Foc veșnic, noi zicem. L-aprindem pe 15 octombrie și îl strângem pe 15 aprilie. Nu se mai strâng, arde într-una. Dă-o programa înapoi și le spune că la și oară câte lopeți au izvârlit. Înainte de ce, că se fură cărbunile, nu știu ce, cărbunile aici și eu le număr la și oară și când și cât au fost. Era probleme până pune camerele că se fură cărbuni, că nu a făcut focul, era frig seara. Zic, stați că vă pun la punct. Păi că în timpul de iarnă noi avem angajați prin cumul 8 fochești. Mai activează și în alte funcții, dar ca să nu luăm oameni din afară, ăștia de acum să verificați, să știu lucru, și fac serviciu câte două persoane, câte 12 ore. La ora 7 dimineața intră în tură, la 7 seara iese și vin alții. Și lucrul lor constă în așa să fie cald în instituții. O dată sau de două ori, după cum e vremea afară, curățăm cazanele și ieși să o ars, scoatem și nu, rămâne în cazan și tot în sarcina lor intră și să încălzească apa pentru spălătorie. După cum ați văzut, avem un cazan în care tot pe cărbune se încălzește apa, care este pompată din cazangerie în spălătorie. S-a făcut lucrul ăsta pentru a economisi energie electrică, deoarece fiecare mașină de spălat avea trenurile electrice și consuma mult energie electrică și poate nici nu dovedesc să încălzească apa aceea la temperatura necesară de a spăla. Am făcut acest cazan care încălzim apa și folosim la spălătorie. Salariile, dacă mai activează și paznic sau infermier, salariul e mic și ca cât de cât să nu ne părăsească să lese locul de muncă, fac și funcția de fochist. Am încercat să facem proiectul de conectare la gaz, că aici gaz nu-i, dar din raionul Drochia, satul Cotova, pe de dreptul ies undeva vreo 6 km și aș s-a socotit că e necesar de peste 1 milion de lei de a face proiectul și din cauza lipsei mijloacelor financiare s-a stopat. Hai, ajunge. Asta ajunge. Gata.
intră acolo, da, da, tașa. Dar nu mai pune. Pune-l acum doar cel de acolo. Pune-l de acolo. Hai, pune-l. Pe lucrul ăsta se face odată în sutcă. Noi curățăm și la cărbunile care e ars și restul lăsăm ca să ardă mai departe. Tot lucrul se face în timpul procesului, pentru că cărbunele arde, noi trebuie să scotem, ca să nu se stângă focul, pentru că dacă stângem focul, am greu de ridicat temperatura. Și vedeți cum e greu, trebuie să împingi cărbunele, trebuie să-l tragi, să-l alegi pe cel care e ars, dintre așa din plamea cea mare, din jarată cea mare, trebuie să-l alegi pe cel ars, să-l scoți, să-l duci afară. Și în timpul cealaltă, iar cealaltă, când trebuie, și pus iar la un loc, iar din nou cărbune. E colbă, e frig, e jaratic. Ard mâinile, dar ne-am deprins noi. Când vine schimbul și la sară, noi trebuie să dăm catioalele temperatura care trebuie, și catioalele curățite, și perfect, pentru că noaptea e greu de curățat, noaptea e greu de lucrat, pentru că e întuneric. Dar zăua e curățată, e dus afară, cum n-ar fi zăua. Mai calci prin zăraticul ăsta care mai este acolo, dar nu așa de zăua, dar nu-ți mai vezi, dar în orice caz, e greu. Mai ardem și noi papuci câteodată aici, tălchile se arsă, mai calci prin zăratic, mai calci pe... Ei, ce să vă spun, e greu, așa e. Lucru e lucru, n-ai ce faci. Da, în altă parte n-ai unde lucrat, pentru că de ce noi lucrăm și este. Și suntem înțeleniți pentru că avem un cateic, avem un... și plătiu lumină, un telefon, eu știu, un internet, ori și mai trebuie și mai este acolo. Și pe lângă casă, lucrările care mai trebuie, de arat, samanat și toate astea, și ajunge numai din de la până la. Știți cum? Nu suntem noi cu bani mari, bani mici. Suntem pătrua de jos. Poate pătrua de sus primesc mai mult o leacă, pentru că așa ei nu fac focul. Numai dacă ar și sănătate, și ei, dar... Și... Tot lumea îți dorește sănătate să aibă, pentru că dacă e sănătate, ai și bani, ai și... Tot cele și putere, dar dacă nu e sănătate, dar nu-ți ajung nici bani, niște, nici... Pentru că vedeți cum e lucrul aici. Câteodată lucrez și toți bani și altă să-l dai. Ba la una, ba la alta, ba la doctor, ba la... Dar... În rest... Spun, sănătatea dacă este, tot e bun. Dacă nu e sănătate, nu ajută nici lopata aceea, nu ajută nici banul cel mare care l-ai. M-am să văd anglii, anglii scrivă de.